Animatori socioeducativi, specialiști și experți pe problematica romilor îi educă pe aceștia în adaptarea unui stil de viață sănătos și responsabil. Centrul își derulează activitatea în municipiul Hunedoara într-un spațiu stimulativ și creativ, folosind grădina zoologică ca teren de exprimare. Demersul susține dezvoltarea durabilă și accesează motivația internă. Pune în valoare individualitatea în contextul diversității. Rezultatele conduc către armonizarea relațiilor umane, fără deosebire de sex, etnie, religie sau apartenență. Este un proiect realizat din fonduri europene. El a demarat în septembrie 2015 și, într-adevăr, beneficiarii sunt acești copii de care amintați și dumneavoastră. Mă bucură faptul că are o asemenea audiență și că sunt mulți copii care apelează la acest centru. Eu sper ca cei care au inițiat acest proiect și pe care îi felicit încă o dată pentru abnegația cu care se dedică problemelor din municipiul Hunedoara să realizeze și alte genuri de proiecte, în principal destinate persoanelor care au posibilități limitate. Aici sunt copii care provin din familii, copii și tineri în situații de risc, care provin din familii din municipiul Hunedoara, de pe raza municipiului Hunedoara. Noi le oferim diferite servicii, printre care metode de educație non-formală și voluntariat. Aici ei vin pentru câteva ore pe zi, sunt luați de microbusul nostru, sunt preluați, sunt aduși aici. Fac activități câteva ore pe zi de socializare, de lucru în echipă, de creșterea încrederii în sine, de cunoaștere, de învățare de noi abilități. În felul acesta ne-am propus ca prin acest proiect să ridicăm puțin nivelul de trai a acestor copii și a familiilor lor, să le oferim familiilor asistență socială, asistență psihologică, dacă este cazul, activități și pentru timpul liber, dar și de învățare. Primăria municipiului Hunedoara, în parteneriat cu asociația NHCOR, anunță pe această cale că sunt în derulare activitățile de educație non-formală și voluntariat în cadrul Centrului Interactiv pentru Educație Non-Formală și Voluntariat Hunedoara, proiect finanțat cu sprijinul financiar al programului RO10 Corai, program finanțat de garanturile SE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Durata proiectului a fost de 14 luni, iar valoarea totală a finanțărilor de 902.301,2 lei. Obiectivul general al proiectului constă în reducerea efectelor situațiilor de risc în care se află copiii și tinerii de până la 26 de ani prin dezvoltarea unei inițiative ce susține prevenirea abandonului școlar, reducerea inegalităților, a excluziunii sociale și diversificarea metodelor de educație, complementare celor formale cu scopul formării unui stil de viață. Beneficiarii sunt copiii și tinerii cu vârstă cuprinsă între 6 și 26 de ani din municipiul Hunedoara.